Ok, ziua 18. Joi, a patra zi din a treia săptămână, din cele patru în total. Și ne întoarcem, da, la bani. Despre asta este vorba în această zi, ca și ieri. Ieri am vorbit, da, despre, imediat îți spun titlul, cum să ne condiționăm pentru avuție, da? Și azi o să vorbim despre cum să încheiem cu sabotajul financiar. Fiindcă am spus ieri că de multe ori nu avem cele mai bune relații sau cele mai bune idei în legătură cu banii, dar o să încheiem cu asta, da? Azi. În sensul că o să ne schimbăm perspectiva pe cât posibil. Ideea asta în felul următor. Ca de obicei, o să trec în prima parte a acestui video prin exercițiile de ieri. Cred că ieri am arătat totuși doar 4 exerciții, deși erau vreo 7. Nu am dat pagina, însă o să le vezi acum, o să le vezi rezolvate și în a doua parte a acestui video o să vorbesc despre cum să încheiem sabotajul financiar din acest program al lui Tony Robbins, putere personală. Ok, și cu asta o să trec la exercițiile rezolvate din ziua de ieri, în care desigur vorbeam despre bani. Fiindcă este un subiect despre care se vorbește câteodată mai mult, câteodată mai puțin, câteodată e considerat mai important, câteodată mai puțin important, nu? Și e important să știm cât mai bine, să înțelegem acest subiect. Ideea este în felul următor. Am spus ieri care sunt cele 7 motive pentru care majoritatea oamenilor nu o duc bine din punct de vedere financiar și cum poți să faci să ai grijă, da, de avuție. Și cu asta o să trec la exercițiile rezolvate. Deci, primul exercițiu, și o să arăt și acum cu camera, spunea în felul următor. Care sunt lucrurile principale, da, lucrurile în care crezi sau lucrurile în care cred, fiindcă o să-ți arăt din perspectiva mea și probabil o să-ți faci tu anumite idei. Ideea este, care sunt principalele idei sau lucruri în care credem, care ne limitează din punct de vedere al abundenței financiare, da? Adică la ce ne gândim și cum ne ține acel lucru înapoi când vorbim despre abundență financiară. Și îți arăt exact ce am scris, nu? Fiindcă n-am nimic de ascuns. Deci eu am zis în felul următor. Asta ori cred în anumite momente, ori clar am crezut în trecut. Acum este puțin discutabil, fiindcă sunt conștient că aceste gânduri nu mă ajută. Deci, în trecut aveam ideea, da, că trebuie să lucrez foarte greu și pentru o perioadă foarte lungă pentru a avea abundență financiară absolută, da? Și adevărul este că știm, nu? Persoane care câștigă mai mult și unele mai puțin. Poate au chiar aceeași vârstă, poate lucrează chiar în aceleași industrie, nu? Deci ideea este că nu timpul și nici efortul nu este cel care contează cel mai mult când vorbim de abundență financiară. 2. Alt lucru la care mă gândeam este că e foarte dificil să creezi o mașină de venit pasiv. Venit pasiv ce înseamnă? Venit pasiv înseamnă că acei bani îți vin automat, da, în cont. Și să-ți dau un exemplu, e ca și cum ai avea un loc pe care îl închiriezi. Când ai un loc pe care îl închiriezi, îți vin automat, nu, niște bani în fiecare lună. Și, na, în trecut se spune că aveam această idee, da, că e foarte dificil. Însă adevărul e că nu e neapărat dificil, cât e nevoie oarecum de o răbdare, da? Fiindcă nu se întâmplă aceste lucruri peste un an, da? Dar poți să te gândești mai departe, în 5, în 10. Și cu asta trec la lucrul următor, da, la care mă gândeam și care probabil m-a ținut înapoi, din acest punct de vedere. Și acela este că nu am abilitățile, da, pentru a avea parte de abundență financiară. Și adevărul este că trebuie să gândim în felul următor. Da, nu ne-am născut, nu cu toate abilitățile de a fi bogat sau de a face ceva măreț. Însă, le putem învăța, nu? Orice abilitate poate fi învățată. Poate nu poți să înveți ceva ce ține de fizic, nu poți devii câștigătorul la olimpiadă al cursei de 100 de metri. Însă, când vorbim de abilități, nu, de lucruri intelectuale, să-i spunem așa, acolo nu avem vreo limită și de-aia e bine să ținem minte asta. Ok, acum trecem la numere fixe. De exemplu, al doilea exercițiu spune în felul următor. Ce sumă de bani reprezintă pentru tine abundență financiară, da? Aici clar, e diferit pentru toți, e diferit în funcție de perioada în care ne aflăm în viață și de diferite lucruri, da? Da, uite,
Eu mi-am scris aici că pentru mine, în timp ce aș fi mai tânăr, da, în perioada când sunt mai tânăr, aș vrea să ajung, să spunem, la 10.000 de dolari pe lună, da? Nu sta acolo, nu, și nu e neapărat ușor, însă ideea este că este posibil. Am văzut destule exemple în jurul meu și dacă sunt comis, nu, să iau acțiune, cum recomandă acest program, da, acțiune în fiecare zi de dezvoltare personală, atunci se poate ajunge aici. Și ce am mai scris aici? Ei bine, am scris 300.000 de dolari pe an, da, mai târziu în viață, nu? Fiindcă trebuie să te gândești, dacă ajungi, să spunem, la, nu știu, 120.000 pe an, da, după aceea, doar dacă crești cu 10% în fiecare an, timp de, nu știu, 10-20 de ani, nu? Se poate ajunge la aceste numere. Deci nu trebuie să ne limităm din punct de vedere al viziunii noastre despre viitor. Și de aceea și arăt aceste numere, nu? Fiindcă îți creează o altă perspectivă și îți arată că se poate mai departe. Chiar că nu trebuie să știi exact cum ajungi aici, nu? Însă în fiecare zi o să găsești oportunități și o să vorbesc despre asta în ziua de azi, de fapt. Așa, alt lucru. Ce o să fac astăzi pentru a crea un plan financiar? Fiindcă, cum am spus, speranța nu e o strategie, dar nu poți să speri să se întâmple ceva și să crezi că ai tot ce trebuie să faci. Nu. Trebuie să ai oarecum o strategie. Și un lucru, dar ar fi că trebuie să pun un contul de economii, să spunem, nu? Să economisesc între 10 și 30% din tot ceea ce am, nu? Și de ce e asta important? Cum am spus și ieri, dacă ai o sumă, da? Și pui deoparte 10-30% de la început, e bine, atunci nu ai cum să te atingi de acei bani, da? Fiindcă îi pui de la început, aia e strategia. Pe când, dacă tu ai un salariu, da? Și prăpădești banii timp de o lună și după aia vezi la final ce îți rămâne, în momentul acela s-ar putea să ai zero, da? Fiindcă e greu să fim atât de disciplinați încât să ne așteptăm, da? Că o să fim perfect rațional și o să ținem banii până la sfârșitul lunii. Și mai departe, ce pot să fac astăzi, da? E bine, să check, da? Deci să verific cartea Unshakable, care de fapt e de neclintit română, a lui Tony Robbins, și să văd, da, cum îți faci un portofoliu de investiții. Sună complicat, nu? Dar dacă citești cartea de neclintit, o să vezi despre ce e vorba. Ideea este că n-am făcut asta ieri, da? Deci, după cum vezi, nici eu nu sunt perfect, da? Mai fac greșeli, adică nu iau acțiune mereu în legătură cu tot ceea ce îmi propun. Dar este ok, da? Astăzi, de exemplu, pot să fac asta. Adică am mai mult timp pentru asta și știu că n-am făcut-o ieri și nu o să găsesc și o scuză azi. Ideea este că știu că în această carte de neclintit poți găsi strategiile, da, care să mă ajute să fac un plan financiar pe termen lung. Așa, apoi exercițiul 4. Ce am învățat azi pentru a face progres din acest punct de vedere financiar? Și ce spune aici? Norocul nu se întâmplă, da, din pur și simplu. Norocul e acel moment în care se întâlnește oportunitatea cu prepararea. Deci, este vorba că dacă ești pregătit, atunci când o să apară oportunitatea, o să poți să iei acțiune. Fiindcă ai fost pregătit în acel moment și da, nu se deschid ușile în orice moment. Însă dacă ești pregătit, da, din punct de vedere intelectual, din punct de vedere al informațiilor, ce să faci, cum să faci, da? Dacă ești moment pregătit când e acea cursă, când e acel eveniment, când ți se deschide acea ușă, e bine, atunci poți să spui dacă na, o să ai noroc. Dar să ne întoarcem aici. Ce am învățat azi și pot folosi în viitor pentru a face progres? Unul la mână, da? Să salvez bani. Doi, să investesc în mine, în assets, care înseamnă bunuri care ți aduc bani, da? Și să investesc în lucruri care au un interes compus. Și asta ce înseamnă? Am vorbit ieri. Înseamnă adică în momentul în care pui, să spunem, 100 de milioane într-un cont și ai 10% dobândă, se poate, dar nu e vorba de bancă, desigur, ai 10% în fiecare an timp de 20 de ani, ei bine, după primul an, da, o să-ți crească cu suma cu 10% și în al treilea an o să-ți crească cu 10% față de suma deja mai mare, nu? Fiindcă a crescut singură. E ca un copil care crește și așa se duce în sus și crește. Cum am spus că se numește, interes compus, poți să cauți, sau compounding effect. 3. Să cheltui bani pe lucruri care îmi fac plăcere, da, și lucruri care prin care pot să cumpăr timp. Și asta ce înseamnă? E bine,
să cumpărăm timp, înseamnă pur și simplu că dai o comandă online și nu te duci până la sediu, ci spui curierului să vină la tine, nu? Asta este timp câștigat. Și dacă îți dai seama oarecum cât de valoros e timpul tău, nu o să faci, nu? Într-un an 50 de vizite până la sediul acela. Poate de multe ori ești nevoit să plătești transportul și ești ok cu asta, fiindcă știi că e mai valoros timpul tău decât acea oră, nu știu, acel timp petrecut ca să ajungi acolo. Sper că ai înțeles asta, fiindcă acum, nu? Toate serviciile din jurul nostru sunt făcute să... Toate lucrurile, nu? Magazinele fac în așa fel încât să fie convenabil pentru noi, fiindcă au văzut că vrem ca totul, nu, să fie convenabil, să nu mai mergem până undeva foarte mult, să nu mai avem parte de servicii proaste, da? Să avem parte de servicii rapide, personalizate și așa mai departe, orice lucru pozitiv la care poți să te gândești. Ok, și să mă întorc aici la exercițiul numărul 4. Aici acesta spune care sunt termenii financiari, da, pe care nu-i înțeleg în totalitate în acest moment. Și cred că cu toții nu înțelegem exact toate lucrurile perfect, însă dacă le scriem pe o foaie, nu, și ne punem să învățăm, atunci avem șanse să devenim mai cunoscători mai mari, să-i spun așa, în domeniul, cum am spus aici, bunuri, da? Fiindcă trebuie să te știi ce ți-aduce bani și după aceea liabilities. Asta este răspunderea, adică oarecum mașina, da? Intră aici la liabilities, adică e o răspundere în sensul că nu ți-aduce bani, te costă bani. Deci un lucru ori ți-aduce bani, ori te costă bani. La fel și cu casa. Dacă nu o închiriești și nu ți-aduce bani, înseamnă că intră în categoria aceasta. E un subiect mai complex, dar, de exemplu, ai putea să citești în cartea Tată bogat, tată sărac de Robert Kiyosaki. Ok, taxele, nu? Trebuie să le înțelegem și pe acestea cum funcționează. Și după aceea eu am mai scris aici deducerile de taxe, fiindcă dacă ai un SRL sau ceva în genul, poți să deduci taxele, da? Și trebuie să știi exact cum funcționează. Apoi, ultimul lucru care mi-a venit în cap aici este debt, care înseamnă datoria, da? Fiindcă multă lume are credite, datorii și trebuie să învățăm. Așa, apoi, am spus la exercițiu 5 de ce sunt comis, da? De ce sunt decis, da? Să fac toate aceste lucruri, nu? Fiindcă de multe ori trebuie să avem un de ce, cum am vorbit acum 2-3 zile despre puterea de ce-ului. Și nu o să citesc acum tot ca să nu te plictisesc, ideea este în felul următor, că dacă nu o fac, da, dacă nu ascult de tot ceea ce am decis aici, adică pur și simplu de mine, nu de lucrurile pe care eu le-am scris, atunci o să mă uit în viitor la acest moment cu tristețe și resentiment, fiindcă am avut oportunitatea de a decide să învăț aceste lucruri, da, și să iau acțiune, dar nu am făcut-o și atunci ar fi fost numai vina mea, nu? Fiindcă știu că nu se va întâmpla asta. Însă dacă nu o fac, nu? Este vina mea, fiindcă am fost ignorant și nu am luat pașii necesari de acțiune pentru a câștiga abundență financiară, nu? Și asta înseamnă că avem noi control asupra acestor lucruri. Dacă ești decis să studiezi banii, da? Atunci trebuie să fii sigur că o să ajungă la tine cea din urmă. Și ultimul exercițiu, după cum se vede 5-5, nu știu dacă e o greșeală, dar ideea asta în felul următor. Acest ultim exercițiu spune că trebuie să te gândești la unul sau două situații din trecut când, chiar dacă a fost dificil, ai reușit, da? Deci, adică ai avut un moment dificil, dar ai trecut peste el. Și de ce asta e important? Fiindcă trebuie să-ți amintești mereu că nu ai încredere în tine, te gândești că nu poți. Și dacă ți amintești că în trecut ai putut, nu, într-un anumit moment să treci de acel hop, ei bine, atunci o să fie mult mai ușor și în prezent. Și uite, eu de exemplu am zis, mi-amintesc mereu un moment în care nu aveam nici $10, da, în portofel, dar am decis în acel moment să nu mai las să se întâmple asta odată. Și asta, acel moment, da, a avut efect asupra vieții mele constant, fiindcă acel moment pot să-mi amintesc ușor de el și... După cum am spus, am decis că nu mai las să se întâmple asta și nu s-a mai întâmplat. Apoi, alt lucru de care mi-amintesc, da, când a fost o situație mai dificilă și totuși am reușit, este când m-am concentrat intens și am reușit din plin, da, să fac ceva într-o perioadă destul de scurtă. De exemplu, am avut odată o prezentare la facultate și cu o zi înainte aproape nu eram deloc pregătit. Așa că am făcut
prezentarea doar în acea noapte, a fost una de succes și din acel moment mi-am dat seama că na, trebuie să depui timp și efort, fiindcă nu o să se întâmple mereu ca de acea dată într-o singură seară să faci ceva aproape de perfecțiune, da? Și de atunci am început să ofer mai mult timp lucrurilor importante. Și ultimul lucru, mereu când ca aici spune, să găsești unul, două situații, da? Am găsit chiar trei, în care ceva a fost dificil și totuși am reușit. Și ideea este că de fiecare dată când caut o rezolvare în loc de o problemă, da? Ei bine, atunci sunt în starea cea bună și trec peste orice moment dificil, fiindcă dacă noi ne concentrăm pe soluție și nu pe problemă, ei bine, atunci o să ne apropiem de soluție. Gândește-te că aici e problema, aici e soluția. Dacă tu te gândești doar în partea asta, care sunt șansele să ajungi aici? Mai mici. Ok, și cu asta o să trec la ziua de azi, fiindcă am vorbit destul despre exerciții, câteodată puțin poate neconcentrat, așa că îmi cer scuze, dar ideea este în felul următor. Că continuăm să vorbim despre bani, continuăm să vorbim despre faptul că multe persoane nu au o relație bună cu banii și se poate schimba, fiindcă am spus la început, este vorba de sabotaj, singur ne sabotăm cu mintea noastră, fiindcă avem idei preconcepute care nu ne ajută despre bani și în ziua aceasta a 18-a, situația stă în felul următor. Tony Robbins prezintă aici niște strategii și spune, da, sunt două lucruri dacă vrei să începi să atragi avuția către tine. Unul la mână, trebuie să-ți dai seama că deja ești bogat, da? Deci, dacă nu faci asta, probabil oricât ai avea, nu o să fii fericit. De ce? Fiindcă dacă nu-ți dai seama, da? Adică dacă te uiți acum în jurul tău și sigur, poți să vezi, nu știu, că ai o casă, nu? Ai un telefon, dacă deja te uiți la mine în acest moment, clar, ai un telefon sau un calculator, deci toate aceste lucruri, nu? N-au apărut așa dintr-o dată, nu? Adică sunt lucruri de care ai parte, lucruri care le-ai cumpărat tu, ți-a cumpărat cineva, nu? Sunt lucruri pe care le ai, lucruri care îți dau această oportunitate, nu? Să te uiți în acest moment acum la mine sau să te uiți pe YouTube, să înveți un lucru nou căutând pe Google, nu? Trebuie să fim recunoscători pentru aceste lucruri, fiindcă dacă nu ești recunoscător cu o casă, nu știu să spunem, da? De 50.000 de dolari, care sunt șanse să fii fericit cu o casă de 500.000 de dolari sau cu o casă de 1 milion de dolari, nu? Probabil te gândești ca multe alte persoane, cum și eu gândeam la un moment dat, că, nu, eu dacă aș avea o casă de 1 milion de dolari, sigur aș fi fericit, fiindcă cum să nu fiu fericit. Ideea este că dacă, am mai dat acest exemplu, da? Dacă nu dai 10% când câștigi 10 dolari, nu o să dai 1% sau 10% nici când o să câștigi 1 milion de dolari, da? Este un mod de gândire, nu este vorba despre cantitate, fiindcă nu contează asta. Doi la mână, pentru a atrage avuția, trebuie să crezi, trebuie să crezi că prin ceea ce faci, ajuți alți oameni, da? Să își îndeplinească visurile astea, ce înseamnă? Că, de exemplu, dacă ești o persoană care vinde ceva, ești o persoană, da, care vinde față în față, prin telefon și așa mai departe, ideea asta în felul următor. Tu acele persoane le ajuți, nu oarecum, fiindcă, uite, eu dacă vrei să-mi vinzi o cămașă, nu? Cum mi-o vinzi? Mi-o vinzi spunându-mi că, nu, această cămașă, na, te va ajuta să arăți mai bine când faci video, de exemplu, nu? Acesta e un beneficiu, adică un lucru, nu, care aduce o fericire acelei persoane, un lucru care face să aibă o performanță mai bună, nu? Gândește-te, multe persoane de ce își cumpără lucruri extrem de scumpe, nu îmbrăcăminte? Simplu, fiindcă atunci când stau poate pe un podium sau se duc la un eveniment, preferă să aibă o atitudine, nu, de încredere și de mândrie că au acel lucru scump, nu? Și astfel persoane din jurul lor să își dea seama și el o să simte bine și așa mai departe, da? Diferite lucruri psihologice. Ideea stă în felul următor, că
trebuie să ne gândim mereu că ajutăm alte persoane. Dar uite, eu acum de ce fac acest video, nu? Adică îl fac ca să mă uit eu la mine mai târziu? Nu, fiindcă aceste discuții pot să le duc și în capul meu. Nu este nevoie să ies afară, să îmi iau caietul, să am grijă, nu știu, exact la ceea ce spun într-o anumită structură, nu ca să, ca să aibă sens per total. Nu, fac acest lucru fiindcă îmi place să ajut alte persoane, știu că, și o să vorbesc de fapt mai târziu despre asta, nu, că trebuie să ne gândim într-un mod în care putem să atingem mai multe persoane, fiindcă gândește, dacă toată viața ta ajuți doar o persoană, nu, atunci te limitezi și nu are rost, nu o să ne limităm, despre asta e vorba în programul Putere Personală. Și cum să eliminăm sabotajul financiar, da, personal, fiindcă toți oarecum... Noi ne limităm, nu ne limitează altcineva când e vorba de bani, da? Nu, nu șeful, nu jobul, nu companiile, da? Fiindcă dacă la o companie nu poți face ceva anume, te duci la alta, da? Adică companiile nu sunt ele de vină. Poate una doar nu te ajută. Însă, ca să elimini sabotajul financiar, da? Citesc de aici, deci asta este ce spune Tony Robbins și trebuie să avem încredere oarecum, nu? Că... după atâția ani în care și-a dedicat viața pentru a ne îmbunătăți viața, are, nu, strategii destul de bune. Și primul lucru pe care îl poți să-l faci pentru a scăpa de sabotajul financiar, poți să iei o foaie de hârtie acum chiar dacă vrei, știi, fiindcă acest lucru te va ajuta, fără nicio discuție. Apoi, ideea stă în felul următor, că sunt 5 pași, da? Și sunt destul de simpli, gândește că dacă îți schimbi viața au doar urmă 5 pași, oare se merită? Eu zic că se merită. Scuze, am sunat telefonul, dar nu pot să răspund acum. Să scriem o descriere a lucrurilor negative, al durerilor de care avem parte în caz că nu avem parte de abundență financiară. Fiindcă trebuie să ne gândim. Dacă nu ai destui bani, ce fel de probleme o să ai? Trebuie să te gândești. Pe cine nu poți să ajuți? Ce nu poți să-ți iei? Cum te va limita asta mai târziu în viață? Trebuie să te gândești la toate lucrurile rele de care vei avea parte dacă nu o să ai o abundență financiară. Și de ce asta e important? Fiindcă ți-am mai spus și în zilele trecute. Trebuie să ne gândim care sunt consecințele. Trebuie să ne dăm seama ce se va întâmpla dacă nu o să facem un anumit lucru. Trebuie să vedem durerea, da? Ce o să se întâmple în viitor dacă nu facem un anumit lucru. Și important este să scrii care sunt durerile, da? de care o să ai parte, cu siguranță, nu? Aproape știi cu siguranță că o să ai parte de anumite dureri dacă nu o să ai grijă de banii tăi, nu? Dacă nu încerci să studiezi partea financiară. Și exercițiul numărul 2 spune în felul următor. Să scrii o listă cu cuvintele pe care le asociezi cu banii. Adică, e bine, când te gândești la bani, la ce te gândești? Te gândești la libertate? Te gândești la durere, că trebuie să lucrezi mult? Te gândești la... la ce mai putea să te gândești? Fiindcă sunt destule lucruri, nu? Pe care poți să le asociezi cu banii. Te gândești că ai parte de plăcerea, nu? De a lucra când vrei, unde vrei, de a-ți lua mai mult timp liber. Care sunt lucrurile pe care le asociezi cu banii? Și mai departe, la numărul 3, trebuie să scrii... Nu e chiar timpul, așa că, după cum vezi, nu? Când fac un video, încerc să fiu serios și nu dau atenție la alte lucruri, fiindcă acesta e un moment pe care l-am blocat doar pentru videouri. Și ideea asta în felul următor, că după ce scriem care sunt durerile și facem o listă cu lucruri pe care deja le avem asociate către bani, la numărul 3 trebuie, nu, să ne amintim ce am ascultat despre bani în copilărie, poate, nu? Fiindcă de multe ori tot ceea ce știm sunt lucruri care ne-au fost băgate în cap. De exemplu, când ai fost mic, nu, poate ai auzit de fiecare dată că banii sunt ochiul diavolului sau pentru bani trebuie să lucrezi mult sau persoanele care au bani sunt snoabe, nu? Gândește la toate aceste lucruri pe care le-ai auzit în viața ta crescând, da? Fiindcă de multe ori nu noi ne creăm aceste idei, pur și simplu idei care ne sunt băgate în cap și trebuie să ne dăm seama.
să ne întrebăm, această idee este bună sau nu este bună? Ne ajută sau nu ne ajută? Fiindcă putem să o schimbăm. Apoi, la numărul 4, trebuie să scriem cum viața noastră ar deveni mai bună dacă nu am mai avea lipsă de bani, nu? Fiindcă, mai devreme am spus, nu, care sunt problemele de care o să avem parte, de care o să ai parte, de care o să am parte dacă nu o să avem destui bani, da, la un anume moment. Și gândește-te. Acum, cum ar deveni viața ta mai bună dacă ai avea mai mulți bani? Ce ai putea să faci? Unde ai putea să te duci? Cu ai putea să dai un cadou? Ce ai putea să faci? Să îți cumperi ceva ce ai vrut de mult? Ai putea cumva să mergi într-o vacanță la care te-ai gândit de mult timp? Ai putea să îți ajuți, nu, o anumită rudă, un anumit membru al familiei să facă ceva? Sunt atât de multe lucruri, nu? Atât de multe beneficii de care poți să ai parte în momentul în care nu mai duci lipsă de bani, nu? Și asta e important, fiindcă trebuie să știm ce ne interesează, de ce vrem bani. Dacă nu avem un de ce, cum am spus și în zilele trecute, nu o să ne mișcăm mai repede către acel scop pe care îl avem, da, acea abundență financiară. Și ultimul pas este să scăpăm, da, să distrugem toate lucrurile care ne limitează. Și cum facem asta? Trebuie să ne gândim la toate lucrurile pozitive, da? Și să scăpăm de acele idei vechi pe care le aveam în legătură cu banii. Cum am spus, trebuie să ne gândim cine ne-a băgat ceva în cap la un anume moment și cum putem, da, acel lucru care a intrat odată în capul nostru, să-l scoatem pe această parte și să ne gândim la lucrurile bune. Cum putem să râdem, da, de acele idei? Da? De ce? De exemplu, dacă te gândești că banul e ochiul diavolului, de ce n-ar fi fundul diavolului sau mâna dreaptă a îngerului, nu? Trebuie să ne jucăm cu aceste idei și să scăpăm de ele cumva, da? În momentul în care râzi de ceva, nu, devine mai puțin serios. Și ideea este că atunci când ceva devine mai puțin serios, poți te joci cum vrei cu el, simți că ai mai mult control și așa e și cu banii. Ai control asupra lor. Bine, poate nu în momentul ăsta, dar ai din punct de vedere mental și asta se va simți peste o zi, da? La noapte. Oricând, dacă îți schimbi modul de gândire, vei lua alte acțiuni, da? Și uite, ca să trec mai departe la aceste exerciții, aceste informații, de fapt, fiindcă exercițiile sunt cele la care trebuie să scrii și unele sunt doar informații, da, care trebuie să schimbe modul de gândire, cum a făcut și în cazul meu de multe ori. Ideea este în felul următor, că pentru a crea lucruri, da, uite, Tony Robbins a dat exemple aici de lucruri la care el s-a gândit și care i-au adus abundență financiară. Și o să-ți explic și de ce. Fiindcă primul lucru, de exemplu, este că ceea ce și-a spus Tony Robbins. Cu cât dau mai mult altor persoane, cu atât o să primesc mai mulți bani consistent. Și asta ce înseamnă, nu? De ce? Cu cât dai mai mult altor persoane, cu atât o să primești mai mult înapoi. E bine, fiindcă trăim într-o lume, nu, în care se merge foarte mult pe încredere, da? Pe persoane pe care le placem, persoane în care avem încredere că vor fi acolo pentru noi, nu? Că, pe care știm că ne putem baza. Și e bine, momentul în care tu dai de fiecare dată, da? Sigur știu o persoană sau un moment din trecut în care cineva a dat, ți-a dat și nu te așteptai să dea atât de multă atenție, să-ți rezolve o problemă atât de bine, nu? În toate aceste cazuri, acea persoană a dat, da? Și tu o să ai un sentiment, nu, de a da înapoi acelei persoane. Și la fel se aplică și momentul când tu ești cel care dai altor persoane. Cu cât dai mai mult, nu? Poate nu se va întoarce imediat, dar ideea este că acel lucru într-un mod sau altul se va întoarce, nu? Adică poți într-un moment în viitor să-i ceri acelei persoane, nu știu, să te ajute cu ceva, da? Și acea persoană probabil te va ajuta, nu? În cele mai multe cazuri te va ajuta. Fiindcă este acest sentiment de reciprocitate. Așa ne-am dezvoltat ca oameni, fiindcă așa am evoluat ca oameni, fiindcă dacă nu exista acest sentiment de reciprocitate, nu? Ar fi mereu război între țări. Asta înseamnă, de fapt, exportul și importul, nu? Dăm unei țări ceva și ea ne dă înapoi. Acest principiu se aplică aproape peste tot.
Și cu asta o să trec la al doilea lucru în care a crezut Tony Robbins, dar la acel moment și-a schimbat modul de gândire, și acela este că trebuie să trăiască mereu cu o atitudine de gratitudine, gratitudine însemnând că ești recunoscător, da? Și gândește-te cum ar fi dacă în fiecare zi ai această atitudine, ești recunoscător. Cum am spus mai devreme, da? Te uiți în jurul tău și vezi tot ceea ce ai, da? În acel moment îți schimbi gândirea de la faptul că nu am asta, nu am asta, nu am asta și așa mai departe. Îți schimbi modul de gândire și te gândești că am asta, am asta, am asta, da? Și în acel moment care ești fericit, nu? Ești mulțumit cu ceea ce ai. E bine, în acel moment ai tu o performanță mai bună și uite, am chiar aici o carte, nu știu dacă se vede exact, a ajuns chiar azi, în engleză, smarter, faster, better. Asta ce înseamnă? Mai deștept, mai rapid, mai bun. Și de obicei se întâmplă să fim mai deștepți, mai rapizi, mai buni în momentul în care nu ne concentrăm, da, pe ce nu avem, ci pe lucrurile pe care deja le avem, da, avem o stare pozitivă. Fiindcă, cred că poți să-ți dai seama, gândește-te, de fiecare dată când ai avut o stare negativă sau te gândeai într-un mod negativ în legătură cu ceva, ai făcut acel lucru bine? Probabil nu. Pe când, dacă ai o atitudine pozitivă, nu? Adică dacă ești entuziasmat, nu? Să faci un lucru, uite, cum fac eu acum cu videourile, nu? Sunt oarecum entuziasmat și de aceea pot să vorbesc despre atât de multe lucruri, de aceea pot să dau atât de multe exemple, de aceea pot să trec prin atât de multe subiecte, fiindcă sunt entuziasmat și am această atitudine de recunoaștere, da? Nu mă gândesc că, nu știu, de ce nu am un microfon mai bun, nu? Sau de ce nu am o masă de metal, nu? Sunt atât de multe lucruri pe care putem să ne le imaginăm și să ne punem în această stare nefericită. Și acestea au fost cele două exemple, da? Date de Tony Robbins. Cu cât asta gândește, cred, și în momentul acesta, fiindcă am mai văzut video-ul cu el și îmi dau seama. Este ușor să-ți dai seama, nu, ce gândește o persoană. Deci, unul este că cu cât oferi mai mult altora, cu atât banii, e vorba aici, se vor întoarce. Și asta înseamnă, de exemplu, uite, eu am dat bani pe această carte, da? Și de ce am dat? Fiindcă știu că această carte îmi va aduce pe termen mult mai mulți bani, da? Îmi va schimba modul de gândire, îmi va da cel puțin o idee care va aduce mai mult decât, nu știu, cât o fi costat, chiar scrie aici, de fapt, 10 lire, da? Bine, n-a costat 10 lire, a costat în RON, când am plătit online, dar ideea este în felul următor. Că unele lucruri sunt investiții, da? Investim 10 dolari, dar de-a lungul timpului o să câștigăm mult mai mult, da? Fiindcă avem acel lucru. Și cu asta o să trec, de fapt, la cum poți să ai parte, da? De abundență financiară. Fiindcă am vorbit mult despre asta, dar teoria, na, fără acțiune nu ajută. Ideea stă în felul următor. Că în momentul când te gândești la abundență financiară, lucrurile stau în felul următor. Trebuie să găsești un mod, da, prin care să faci bani. Sau chiar mai multe moduri, nu? Chiar se poate să faci bani din mai multe lucruri în același timp, da? Să zicem că închiriezi un loc, ai două business-uri, nu? Deci ai mai multe locuri în care vin bani. Dar ideea stă în felul următor. Că sunt patru pași pentru a avea abundență financiară, a o crea, da, pe termen lung, fiindcă nu se va întâmpla nimic peste noapte. Ideea asta în felul următor, că prima întrebare este ce îți place cel mai mult să faci, nu? Fiindcă dacă îți place, și cred că cu toți am auzit asta, fă ceea ce îți place, însă, da, nu trebuie să fie exact acel lucru, da, care îți place extrem de mult și, nu știu, poate îți place pur și simplu să dormi, nu? Dar adevărul este că poți să faci bani și din asta, nu? Poți să scrii o carte despre somn, nu? Și care sunt beneficiile și așa mai departe. Și apoi să ții conferințe pe această temă. Este chiar un doctor care face, un om de știință care face asta. Matthew Walker se numește, pentru cine vrea să caute. De asta în felul următor, că trebuie să vezi ceea ce îți place. Trebuie să vezi dacă, nu știu, îți place să vorbești cu persoane, de obicei, îți place să vii cu idei noi, îți plac desenele animate, fiindcă dacă te uiți pe YouTube, sunt persoane cărora le plac desenele animate, vorbesc despre asta pe YouTube și au 1 milion de oameni care îi urmăresc. Și din acei 1 milion de oameni, da, este de ajuns ca 0,5%, da, să le cumpere un tricou, da, pe care îl vând, să spunem. Și este de ajuns. Adică, după cum vezi, trebuie să ai ceva care îți place, fiindcă în acel moment o să te trezești în fiecare dimineață și o să faci
anumite lucruri sau o să faci acel lucru dacă te pasionează extrem de ușor, fiindcă este ceva normal. În momentul în care îți place ceva, da, gândește o persoană care citește. O persoană care citește o să zică, ah, o nouă zi în care pot să citești să fac bani, da? Cum faci bani? Ei bine, ideea este că citești, da? Asta e acțiunea. Dar cum poți să faci bani din asta? Ei bine, poți să faci apoi o recenzie la această carte, da? Să postezi pe internet informațiile din această carte. Și la un moment dat, nu? Dacă ai un mod, dacă vii cu informații, da? Care să ajute alte persoane, fiindcă despre asta e vorba, să ajute alte persoane într-un anumit mod. Cum am spus, dacă vrei să vinzi cămăși, da? Poți să-i spui acele persoane sau să vinzi, da? Prin a aduce un plus de valoare acelei persoane. Adică în momentul în care vinzi cuiva o cămașă, poți să te gândești, da? Ca acea persoană, de ce o să cumpere acea cămașă? O să o cumpere fiindcă poate nu se duce la un eveniment și vrea să arate într-un anumit fel. Sau de ce îi cumperi cuiva, de ce îi vinzi cuiva un shaker din acesta de metal? Fiindcă acea persoană nu vrea să bea dintr-un de plastic și o să-i aducă beneficii din punct de vedere al sănătății. Înțelegi ideea? Ideea este că trebuie să vedem ce ne place și apoi la pasul 2, cum ai putea să faci ca asta să aducă un beneficiu altei persoane, iar acea persoană va investi. Cum am spus, dacă îți place să scrii, de exemplu, ai putea să scrii o carte și să oferi la vânzare persoanelor care ar fi interesate de acest subiect? Acesta e un mod de a face bani din ceea ce îți place, nu? Cum am spus, dacă îți place să te uiți la desene animate, ai putea să faci videouri în care vorbești despre, despre un lucru, nu? Despre care nu s-a mai vorbit din acel desen, da? Adică să te uiți, de exemplu, de ce acel personaj e așa, nu? Ce stă în spatele motivației lui? Fiindcă așa sunt făcute filmele, de fapt. Ai caractere, nu? Și fiecare are o poveste. Și la fel se poate întâmpla și în momentul în care vrei să vinzi ceva, nu? Informații, fiindcă, cum am spus, despre asta e vorba, să folosești ceea ce știi și să ajuți alte persoane cu cunoștințele tale. Deci, unul era să vezi ce îți place cel mai mult să faci, da? Doi, cum ai putea să faci asta să ajute alte persoane? Și am dat câteva exemple. Trei, cum ai putea să ajungi la mai multe persoane din afaceri, nu? Fiindcă, uite, ai putea să mă întorc la acest exemplu. Poți să scrii o carte, te duci la vecinul tău și vrei să o vinzi. Ei bine, o să fie doar o persoană. Nu poți să trăiești din asta, nu? Ideea este în felul următor, că trebuie să ajungi la mai multe persoane. Cum poți face asta? Acum avem internetul, este mai simplu ca niciodată. Poți să pui cartea ta, nu știu, să o dai și gratis la început, nu? Până primești acele recenzii inițiale, nu? Și după aceea, după ce primești recenziile, alte persoane o să-ți cumpere cartea, fiindcă e o carte bună, e o carte interesantă și ideea este că trebuie să te gândești cum poți să faci ceva, da? O informație, un video, orice, cum poți să-l faci pe un subiect care îți place și apoi să-l distribui mai departe. Poți să ai un website, poți să faci video și să le pui pe YouTube, poți să creezi un curs, nu? Structurat și să-l vinzi persoanelor care au nevoie de el. Și numărul 4 ar fi cum ai putea face asta într-un mod inteligent și profitabil. Fiindcă gândește, dacă să spunem că știi cum să creezi o broșură, da? Știi cum să o faci să fie extrem de frumoasă și în doar 10 ore. Și faci un workshop, da? În care ai un mic eveniment, chemi anumite persoane și le spui că poți și ele să învețe de la tine, fiindcă tu deja ai experiența. Și ideea este că nu poți să trăiești dacă ai face acest workshop odată la 6 luni, ai cere doar 5 milioane și ai avea o limită de 10 persoane, da? Acesta nu e un mod inteligent de a face bani. Ideea este că mai degrabă ai face acel workshop la fiecare 2 săptămâni cu o limită de 30 de persoane și ai face ca prețul să fie 10 milioane, nu? Și ideea este că dacă există destul de mult interes, ceea ce oferi e atât de valoros, în acel moment banii or să vină. Nu e asta problema. Uite, eu acum aș putea să fac ori acest program, da? Să-l explic într-un mod și mai simplu, deși nici acesta nu e un mod foarte complicat, dar ideea este că aș putea, nu, să îl
să-l creezi într-un mod mai simplu, mai mic, mai ușor de digerat, să îl fac, nu, cu o cameră mai bună, cu producție mai bună, cu editări, ca să fie totul perfect, da? Și apoi pot să-l vând poate cu 1000 de dolari persoanelor din state, nu, fiindcă de fapt mă pricep și la limba engleză, așa că pot să fac acest lucru și câte persoane nu ar vrea, nu, să își îmbunătățească viața cum se întâmplă în acest program. Și ideea este de ce m-ar plăti cineva pe mine și nu pe Tony Robbins, nu? Fiindcă multe persoane nici nu știu de Tony Robbins. Multe persoane vor să aibă parte de o colaborare sau să învețe de la cineva nou, nu? Adică de aceea mereu o să existe un nou instructor, da, la sala de fitness, mereu o să existe un nou prezentator de emisiune, mereu există ceva nou și mereu o să avem o legătură, da, cu cineva cu care în trecut poate nu am avut, da, adică poate nu ți-a plăcut persoana care a prezentat știri acum 5 ani la Antena 1, dar persoana de acum îți place, da, și pe aceea o să o asculți, de exemplu, cu interes și asta fiindcă, cum am spus mai devreme, ne place să lucrăm cu oameni și ne place să lucrăm cu oameni care ne plac oarecum și persoane în care putem să avem încredere. Și de aceea este important să ne dăm seama că în momentul în care știm să facem ceva, lucrăm să construim ceva, da? Un curs online, un workshop, scriem o carte, facem videouri online, nu? În toate aceste cazuri, trebuie să aducem valoare, să ajutăm alte persoane. Și am cam repetat aceste cuvinte, nu? Să ajuți alte persoane, să aduci valoare. Ideea este, gândește-te, tu când te uiți acum la mine la acest video, sigur ai învățat lucruri noi, nu? Și nu ți-am cerut nimic pentru asta. Deși, cu 10, aș putea ca aceste videouri, nu, să le fac separat și să le vând doar celor care dau, nu știu, 10 milioane, 20 de milioane, nu? Dar, și ar fi cineva dispus să plătească? Da, ar fi. Fiindcă, dacă te uiți, sunt persoane care au nevoie de ajutor, da, din punct de vedere financiar, din punct de vedere al relațiilor, din toate punctele de vedere. Însă, problema este că eu, dacă aș vinde acest curs, da, spun eu că cei care ar plăti și-ar îmbunătăți viața automat. De ce? Fiindcă în momentul în care plătim, atunci luăm ceva mai în serios. Asta e problema, de exemplu, cu videourile pe YouTube. Avem toate informațiile din lume la dispoziție, dar nu luăm acțiune, fiindcă pur și simplu nu ne dăm seama cât de importante sunt, fiindcă nu plătim un preț și nu suntem dispuși să luăm acțiune. Uite, de exemplu, eu această carte, da, o am și în calculator, de mai mult timp. Dar am luat-o gratis și nu am dat atenție. De ce? Fiindcă n-am plătit pentru ea. Bine, unul la mână, îmi place și mai mult să o am în format fizic. Însă ideea asta în felul următor. Că în momentul acum în care am plătit pentru ea, mă simt oarecum nevoit să trec linia, da? Mă simt nevoit să iau o acțiune. Adică să nu stau, o am acolo, da, în bibliotecă. Nu. În momentul în care plătești pentru ceva, atunci o să iei acel lucru mai în serios. Uite, eu, de exemplu, pentru acest program, da, am plătit. În sensul că am plătit să scot la imprimantă. Foarte puțin, nu? 4 dolari, dar pentru mine asta, uite, înseamnă ceva. Nu l-am făcut pe calculator. Și asta este ideea. Că trebuie să luăm acțiune. Uite, toate lucrurile pe care le-ai învățat acum nu o să te ajute dacă nu e un fel de acțiune. Și de aceea o să prezint exercițiul din ziua următoare și acelea spune în felul următor. Pentru următoarele 10 zile, nu? Și asta o să scriu aici, o să încerc și în fiecare zi să trec prin el, dar situația stă în felul următor. Pentru următoarele 10 zile, nu? Scrieți mereu 3 idei pentru a-ți crește venitul. Și asta ce înseamnă? Înseamnă că pur și simplu, pentru următoarele 10 zile, o să te gândești la aproximativ 30 de idei. Și creierul tot ce o să facă în momentul ăla când cauți, nu? Cauți 3 idei în fiecare zi și se adună 30. E bine, în acele 30 foarte multe probabil nu te ajută cu nimic. Însă, ceea ce faci la nivel de subconștient este că o să cauți. O să cauți acele oportunități mereu, o să te gândești la ele mult mai des. De ce? Fiindcă le-ai implantat oarecum în capul tău și creierul tău o să încerce să
se gândească la ele chiar și când nu te concentrezi pe ele. Adică când o să dormi, s-ar putea să îți vină un vis sau exact înainte să te culci, îți va trece prin minte, da? O idee care va avea legătură cu oportunitatea la care te-ai gândit de a îți crește venitul. Și dacă te uiți la acest video, cu siguranță ai găsit exemple care te-ar putea ajuta să te gândești ce poți să oferi lumii, poate pur și simplu video, nu? Fiindcă uite, eu fac acum videouri la care se uită un număr de persoane, dar nu un număr de sute de mii, nu? Dar cine a zis că asta nu se poate întâmpla în 5 ani, în 10 ani? Fiindcă toată lumea a început la același nivel. Nu s-a născut cu o audiență, nu? Fiecare a trebuit să-și creeze o reputație, să ofere informații valoroase și astfel alte persoane și-au dat seama că, uite, această persoană știe ce zice, mă ajută, are interesul meu și până la urmă despre asta este vorba. Să ne dăm seama, da? Pe ce vrem să ne concentrăm. Dacă te-ai concentrat pe acest video, timp de nu știu câte minute, fiindcă nu pot să văd și încerc totuși să nu mă gândesc, nu la asta, fiindcă dacă în momentul acesta m-aș gândi la minute, nu ar putea să-ți ofer atâtea informații. Și adevărul este că și în acest program Tony Robbins sunt destule informații, însă sunt destul de simple dacă le iei pas cu pas. De aceea sunt mai multe zile. Nu este făcut să mă facă, să te facă, să ne facă pe toți genii peste noapte. Nu. Cel puțin 30 de zile, da? Și cu asta vreau să închei pentru ziua de azi, fiindcă poți să te întorci, nu? La un moment al acestui video în care am vorbit despre ceva anume, am vorbit de obicei despre cum poți să atragi avuție, cum poți să elimini, da, sabotajul financiar pe care l-ai în capul tău, cum să vii cu idei noi care să te ajute să ai parte de avuție și, în ultimul rând, ce ai putea face, da, pentru a avea parte de bani, nu, din ceea ce îți place și, na, în momentul în care îți vin banii, problemele o să fie puțin mai puține și fiindcă de multe ori ce sunt banii? Sunt un instrument prin care poți să rezolvi probleme. Nu? Gândește-te. Dacă ai o problemă, de multe ori poți să o rezolvi cu banii, da? Nu toate se pot rezolva, cum sunt cele de sănătate sau, de exemplu, cele care țin de starea ta. S-ar putea da să te duci la un psiholog, dar dacă tu continui să gândești la fel, atunci lucrurile nu se vor schimba. Despre asta e vorba. Să devenim mai buni în fiecare zi. Și cu asta o să închei acest video. Am vorbit destul de mult, dar sper că te ajută într-un anumit fel. Fiindcă doar cu un lucru, nu? Dacă pleci după ce ai văzut acest video, atunci eu sunt mulțumit. Sper că și tu ești mulțumit. Și dacă ți-a plăcut, poți să lași un like. Poți să lași un coment dacă ai ceva de spus sau poți să dai share în caz că vrei să ajungă acest mesaj și la alte persoane și poate știi, nu, că ar ajuta alte persoane. Fiindcă adevărul este că nu dăm în fiecare zi de astfel de informații, fiindcă nu asta este de interes, nu? Dezvoltare personală. Este un interes mai scăzut, cel puțin la noi în România deocamdată, nu? Însă lucrurile pot să crească, nu? Altfel n-aș fi atât de convins să fac aceste videouri dacă n-aș crede că se poate mult mai bine. Ok, și cu asta am încheiat. Mâine o să fie vineri, deci o să vorbesc despre ultimul subiect din această săptămână și după aceea mai avem o săptămână prin care să trecem și să ne dezvoltăm. Ok, și cam asta cred că e tot deocamdată și o să ne vedem mâine. Mulțumesc pentru timpul și atenția acordată.